mână m-am despărțit de un grup foarte mare de tineri muzicieni, profesioniști, români de-ai noștri, împreună cu români din America, Europa și din țară. Am organizat o conferință de muzică de o săptămână la Brădățel. Anul acesta am promovat muzica românească, muzica compusă de compozitori români. Am avut compoziții noi, am cântat cântările lui Nicolae Moldovianu, lui Chibici, Mocaciu, Alin Jivan, sau Adi Jivan, Alin Timofte, Marian Fedur. Am avut tineri care au avut compoziții noi. Avem un cor pe care l-am numit Laudate Dominum. E prima oară când am făcut și înregistrări profesionale, urmează să scoatem un CD. Avem partituri, ele sunt făcute și în stil worship, și în stil mai modern pentru tinerii de azi. Sunt puse pe notă, accesibile pentru coriști, pentru dirijori de cor, lideri de închinare. Sunt foarte frumoase. Intenția noastră a fost să stimulăm valorile din bisericile noastre, tinerii cu talent, tinerii care studiază muzica, să compună cântări și să cânte muzica românească. Pentru că în ultimii 10 ani se pare că aproape toată muzica pe care o promovăm în biserică este tradusă, este importată. Nu e rău, dar făcând doar lucrul ăsta, stingem darul lui Dumnezeu din noi și nu dezvoltăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Ceea ce cânt eu acum nu e nici tradus, nu știu exact cine a făcut cântarea asta, dar e simplă. O cântam mulți ani în urmă, cu un grup cu care cântam, așa că la refren, cântați împreună cu mine, spune eu, vreau să fiu gata. Eu nu știu când va fi a mea rugă, dar știu atât, Iisus va veni și va șopti o vina mea slucă. Bye.